Vreau mai întâi să motivez de ce am ales aceste titluri pentru ateliere, de ce am ales persoanele pe care le-am ales ca și coordonatoare. Ați văzut, în general, atelierele au ținut cont de cele trei cuvinte subliniate și de Preasfințitul la predică: comuniune, participare, misiune. Și primul atelier care a vizat în mod special sinodul episcopilor, l-am rugat pe Părintele Felix să-l coordoneze, tocmai pentru că la nivel de dieceză, Părintele e cel care coordonează tot ceea ce ține de acest sinod în dieceză. E o muncă titanică, dar știu că o face cu plăcere. Și îl și felicit pentru noua misiune pe care o să o aibă de la 1 septembrie, paroh în Roman, inima neprihănită și cu tinerii în continuare. Știți, Părintele este la oficiu pentru pastorația tinerilor. La atelierul 2, familia comuniune de persoane după modelul Sfintei Treimi, m-am pus pe mine pentru că îmi place culoarea verde. De asta am zis, dacă tot e pe verde, am zis că e un subiect puțin mai pretențios și tocmai de aceea am zis să-mi asum eu riscul și dacă cineva vrea să-mi facă pană la mașină, poate să o facă fără probleme, mi-o merit. Familia participare activă la viața bisericii. Am dorit ca acest atelier să fie coordonat de doamna Măricica Bejenaru, care avea culoarea galbenă, deși dânsa a îmbrăcat în albastru azi. Ei, mulțumesc pentru asta. De ce am ales-o? Pentru că doamna Bejenaru e și profesoară de religie, dar are și un fiu preot și cel puțin eu așa am cunoscut-o, mereu activă în viața bisericii, și ca profesor de religie, dar și în afara acestei misiuni. Și asta e frumos. Eu m-am bucurat mereu și am vorbit frumos mereu de profesorii de religie din zona Bacău, pentru că, într-adevăr, sunt activi în biserică. Și, în sfârșit, familia și misiunea ei în biserică, am rugat-o pe doamna Celina Dogaru, de aici, din comunitate, să coordoneze acest atelier, tocmai pentru că, dânsa la fel, fiind profesoară de religie, printre altele, înțelege bine că aceasta e misiunea dânsei în biserică, biserica locală. Mulțumim Preasfințitului că a ajuns. Mai rămâneți? Eu o să mă scuzați pentru că trebuie să plec, m-am program la Iași acolo. Mă exprim din nou bucuria de a fi fost astăzi aici la Nicolae Bolcescu, la sărbătoarea familiei, împreună cu dumneavoastră și mulți alții care au plecat, sigur, fiecare cu problemele lui. Îi mulțumim Părintelui Paroh, Părintelui Felician și tuturor celor implicați care au lucrat mult pentru reușita acestei zile. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, să fim sănătoși, să ne rugăm unii pentru alții. Și la mulți ani, la mulți ani, viață de familie, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă dau din nou această binecuvântare acum, dar vă continuați programul care îl aveți acum. Domnul să fie cu voi, să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos. Veci vecilor, amin. Mulțumim și noi încă o dată Preasfințitului pentru prezență, pentru cuvintele încurajatoare și de înainte de liturghie și de la predică, în mod special, și de acum, și dorim în continuare, cum azi împlinește 3 ani de la consacrare, ori mulți, mulți, mulți înainte. Revenim la atelierele noastre. Mă grăbesc și deja o să dau cuvântul la atelierul de culoare roșie. Discuțiile avute în grup de aici, pentru că microfonul cred că ne lasă acesta. Bună ziua tuturor, mă numesc Maria, iar eu împreună cu grupul
Nicolae Roșie și cu părintele Felix Roca, am discutat împreună despre tema sinodalității. La început am încercat să spunem noi, după cuvintele noastre, după ceea ce credem noi, ce înseamnă sinodalitate, iar sinonimele pe care noi le-am găsit au fost unitate sau comuniune, iar părintele Felix ne-a luminat și ne-a spus că sinod în limba greacă înseamnă drum împreună, comuniune, participare. Fiecare dintre noi are o misiune. Iar vedem că Sfântul Părinte Papa ne îndeamnă pe fiecare să construim cât mai mult. Știm că Iisus Hristos are încredere în noi, știe că putem cu toții mai mult și nu se rezumă la puțin, ci ne îndeamnă să facem și să construim cât mai multe. De asemenea, Părintele Felix ne-a dat un exemplu, ne-a spus că în Conciliul Vatican II, Papa Paul al VI-lea, în anul 1969, a instituit Sinodul Episcopilor, în care Părintele Papa, împreună cu episcopii, se adunau la diferite ședințe, în cadrul unde discutau diferite teme, de exemplu, misiunea laicilor sau viața lui Isus, dar în ultima perioadă, majoritatea discuțiilor au fost legate de tema familiei. De asemenea, Părintele Felix ne-a provocat cu o serie de întrebări interesante. Una dintre ele ar fi aceasta. Cum poate familia să aducă în comunitate comuniunea? Răspunsurile pe care noi le-am găsit au fost acestea. În primul rând, prin autoexemplu, pentru că ceilalți membri ai comunității, văzând la noi felul în care participăm, automat încearcă și ei să ne ia drept exemplu, sau cel puțin noi asta ne dorim, să ne ia drept exemplu. De asemenea, noi trebuie să îi corectăm pe frații noștri creștini, abandonând rușinea, să avem curajul de a atenționa când vedem că aceștia greșesc, și de asemenea să avem această putere de a-i invita și pe ei la diferite cateheze, sfinte liturghii. Și tot aici, cum poate să aducă familia în comunitate comuniunea, a menționat și faptul că trebuie să colaborăm. O altă întrebare pe care ne-a pus-o Părintele Felix a fost aceasta. Ce rănește comuniunea? Iar răspunsurile pe care noi le-am găsit au fost nepăsarea, lipsa de comunicare și neîncrederea în credință. Iar aici cineva a menționat că neîncrederea în credință se întâlnește mai ales în rândul tinerilor și am zis să menționez și acest lucru ca să nu se supere pe mine. A treia întrebare a fost aceasta. Cum participă familiile la viața bisericii? Răspunsurile pe care noi le-am găsit au fost asemănătoare cu răspunsurile de la întrebarea anterioară legată de comuniunea în comunitate. În primul rând, prin atenționarea persoanelor aflate pe căi greșite și urmând drumul avut de fiecare în cadrul bisericii, fie că suntem copii, tineri sau adulți. Asta înseamnă să ascultăm de Duhul Sfânt care suflă asupra noastră și ne îndeamnă să facem anumite activități în biserică. Fie că suntem coriști, fie că ajutăm la curățenie, orice lucru făcut de noi în cadrul bisericii contează foarte mult. Și să nu uităm de al treilea aspect, pentru că am spus că sunt trei aspecte importante aici la sinodalitate, comuniunea, participarea și misiunea. Al treilea aspect am spus că este misiunea. Iar Părintele Felix ne-a spus că misiunea noastră a familiilor este aceea de a transmite toate valorile care țin de societate. Iar în încheiere, aș vrea să închei tot cu ce ne-a spus Părintele Felix. În virtutea botezului, noi devenim coresponsabili în misiunile bisericii. Asta înseamnă că avem datoria să participăm
și să ne implicăm în viața bisericii. Pentru că noi ne aflăm în miezul parohiei, automat avem cumva datoria și să venim cu diferite propuneri și să nu așteptăm să fim convocați noi. Aș vrea, de asemenea, acum la sfârșit să vă pun o întrebare care ne-a fost pusă și nouă de Părintele Felix și cred că ne-a strânit așa niște răspunsuri foarte interesante. Și o să vă pun și vouă să vă răspundeți fiecare în gândul dumneavoastră. Dacă noi nu am mai exista, ce ar rămâne în urma noastră în comunitate? Mulțumesc! Deja ne-a dat răspunsul, plecând aici n-a mai rămas nimic. Deci nimic n-ar mai rămâne. Noroc că vine altcineva după. Mi-a plăcut mult ceea ce a subliniat dimineață domnul Cornel Bulai, vorbind despre această relație preot-familie și cum spunea, adevărat preoții trebuie să iasă, să meargă în întâmpinarea familiei și de ce nu dumneavoastră, familii fiind, de ce n-ați fi și dumneavoastră cei care să mergeți în întâmpinarea preotului? E adevărat că sunt și unii poate mai, zicem așa, mai închiși, mai ursuzi, cum e termenul popular. Dar eu cred că orice preot, cât de închis ar părea, dacă o familie, nu știu, îl invită la o cină, la o cafea, nu cred că ar putea să refuze, mai ales când nu o plătește. Și de unde nu m-ar chema pe mine de fiecare și la prânz dimineața și seara? Și aduc și facturile de la gaz la sfârșitul lunii, dacă vrea. Dăm cuvântul mai departe grupului verde și abia aștept să vedem ce am discutat noi în grup. Lăudați să fie Iisus și Maria! Grupul verde, cred că știu de ce îi place părintelui culoarea verde, pentru că verde înseamnă viață și viața o găsim în familie, se naște în familie. Titlul meditației noastre a fost Familia, comuniune de persoane, după modelul Sfintei Treimi. Noi știm că Sfânta Treime, Tatăl, este Creatorul, Fiul este Răscumpărătorul, iar Duhul Sfânt este Cel care dăruiește iubire celor două persoane. De aceea și Dumnezeu ne-a pus unul lângă altul, unul anume pentru celălalt, ca să ne sfințim împreună, prin iubirea dăruită nouă de Duhul Sfânt. Într-un mod special, El a fost așezat alături de ea ca să se mântuiască, iar ea este așezată alături de El ca să se mântuiască. Sigur că în viața de familie, mai ales la început, la îndrăgostire, la primele întâlniri, nimeni nu se gândește că familia este modelul Sfintei Treimi. Să luăm ca model Sfânta Treime. Dar pe parcurs ne dăm seama cât de importantă este această iluminare pe care însuși Părintele Papa Francisc ne-a oferit-o ca model, pentru că atunci când avem cel mai mare nevoie unul de celălalt să privim către cer, către Sfânta Treime, ca să ne lumineze, să putem merge spre El. Sigur că în viața de zi cu zi, familiile sunt mereu asaltate și în special familiile care au anumită vârstă,
după 20, 30, 40 de ani de căsătorie, s-au cizelat în această iubire supranaturală. Însă problema apare, mai ales în zilele noastre, a conviețuirii copiilor. De aceea, copiii, odată plecați din sânul familiei, au această tendință de a se omogeniza cu ceilalți, cu tinerii care n-au fost niciodată la biserică. De aceea, problemele părinților de astăzi sunt aceea de a insista asupra conviețuirii copiilor. Sunt foarte mulți irozi ai zilelor noastre, de aceea noi am luat, luăm ca rol al Sfântului Ioan Botezătorul. Sigur că este foarte greu să-i repetăm mereu, să le spunem ceea ce nu fac bine, ceea ce este împotriva lui Dumnezeu, dar este împotriva lor înșilor. Pentru că repercursiunile nu se văd acum, ci în timp. De aceea, insistența părinților trebuie să fie cu o iubire și cu o seriozitate pentru a le arăta această valoare dată nouă de Hristos. Desigur că ne costă această detașare aparentă de copii. Dacă în familie, în casa noastră nu conviețuiesc, sau dacă ei se hotărăsc, atunci ei nu vor primi din partea noastră sprijin material. De aceea ne costă, însă va fi pe termen lung. Da? Deci ei vor vedea în singurătatea lor, vor vedea ceea ce au greșit și Duhul Sfânt îi va lumina. Sigur că această lumina Duhului Sfânt trebuie să o invocăm în familie, în rugăciune, și acesta este punctul forte al familiei. Prin rugăciune putem să schimbăm, să mutăm munții din loc. De aceea, valoarea Sfintei Treimi în familie este covârșitoare. Bineînțeles că au fost și alte adăugiri în grupul nostru. O persoană a spus că trebuie să avem curajul să vorbim în familie ceea ce ne mulțumește, cu iubire, cu multă, să zicem, diplomație, dar trebuie să spunem unul altuia ce ne mulțumește pentru a construi, a zidi această iubire a Sfintei Treimi în inimile fiecăruia. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Cipriana. Dăm microfonul la grupul galben, care a coborât din ceruri și sunt aici cu noi. Mulțumesc. Microfonul ăsta nu merge. Salut din nou familiile toate și vreau să spun că noi la grupul nostru de culoare galbenă, care poate să aibă mult mai multe însemnătate, am avut ca temă familia, participare activă la viața bisericii. Doamna Maricica, cu un defect profesional și drăguț,
a venit cu niște lucruri foarte vizuale și a venit cu multe pietre din colecția personală și asta ne-a ajutat mult, pentru că și noi, cei mari, suntem tot ca niște copii, trebuie să vedem lucruri, să se întâmple, să putem să punem mâna și să ne dăm cu părerea. Și atunci fiecare am primit câte o piatră și am avut posibilitatea să vorbim despre ce am descoperit la piatra noastră. Multe imperfecțiuni, multe perfecțiuni, multă culoare, urâțenie, incomplete mai multe pietre și asta este incompletă. Și după aceea, doamna Maricica ne-a îndemnat să ne gândim la viața noastră, care așa este ea, ca o piatră imperfectă, dar care este puternică. Și această putere vine din Evanghelie, din modelul lui Hristos și din puterea Duhului Sfânt, dar împreună cu alte pietre putem să facem lucruri minunate. Și atunci, dacă am pus în mijlocul pietrelor o lumină, o lumânare, asta a dat o cu tot altă dimensiune la tot ceea ce am discutat. Faptul că în mijloc îl avem pe Hristos, avem lumina și noi suntem pietre pentru că suntem cu ochii ațintiți spre lumină și putem să fim mai puternici în ceea ce facem și împreună, depinzând unii de ceilalți. Pentru că eu pot să fiu o piatră puternică, posibil. Azi, mâine, posibil să fiu 10 ani, dar împreună cu alte pietre sunt mult mai puternic. Și împreună putem să sprijinim biserica. Dacă mă implic eu în biserică sau se implică doar cineva sau doar preotul, este o singură piatră. Dar dacă punem mai multe pietre împreună, aceasta este adevărata biserică. Și încă un aspect pe care vreau să-l scot în evidență, faptul că această piatră nu ajunge pur și simplu așa. Ea este șlefuită de probleme, greutăți, dar și venită și dintr-o moștenire și a asociat totul cu familia noastră, copiii ce învață de la noi, de la părinți. Și copiii devin puternici și devin mai implicați și modele mai departe dacă noi ca părinți știm să punem acolo în suflet câte ceva. Prin modelul personal, nu cum, nu știu cine a spus dimineață, că am pus scaunul, doamna Grosu, am pus scaunul și am început să dau lecții, nu putem să facem asta. Dar prin modelul personal, copiii văd și ei pun acolo în sufletul lor, în inima lor, noi vrem efecte imediate, a doua zi, dacă se poate, copilul să fie minunat, dar nu va fi așa. Dar într-o zi vom vedea că va fi schimbat, va fi un copil bun, un copil implicat, un copil social implicat și asta și pentru că noi ne-am făcut treaba ca părinți. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu și asta cu piatră lângă piatră mi-a amintit, dacă vă uitați cu atenție la această statuie, e făcută, nu o să credeți, din mii de bucăți de lemn. Că e, cum se cheamă, dublu, triplu, mii de stratificat. Și ca să ajungă statuia așa, a fost nevoie să mai facă nu știu câte zeci până s-a ajuns la asta. S-a pornit de la ceva așa, mai mare, mai mare, mai mare, mai mare, până să se ajungă la asta. Așa că dacă sunteți interesați, cred că puteți să vorbiți cu părintele ce a făcut meșterul cu celelalte. Cred că o să le ia cei din Bălcescu, mai ales, pentru că e biserica lui. În sfârșit, ultimul grup care a mai rămas, dăm cuvântul frumos, cu elan, cu spor, și apoi doamna Grosu vrea să ne încânte cu o ultimă poezie și plecăm acasă. Mulțumesc! Atelierul nostru s-a numit Misiunea Familiei în Biserică. Aș începe cumva cu concluzia finală, aceea că misiunea familiei în biserică, a familiilor, a noastră, este să fim fericiți. De unde a ieșit această concluzie? Dumnezeul nostru al creștinilor ne-a fost prezentat, ne este prezentat prin Hristos,
care este imaginea lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu care este Trăime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar Sfinții Părinți au prezentat această, sau au găsit o asemănare a vieții lui Dumnezeu ca fiind un dans. Un dans care înseamnă, ca să poți dansa bine, înseamnă să asculți ritmul, înseamnă să-l păstrezi, înseamnă să ai încredere în partener, înseamnă să accepți ca partenerul să intre în spațiul tău și înseamnă să te dăruiești în întregime în acest dans. Ori a fost o abordare interesantă a Sfintei Treimi, cel puțin pentru mine, n-am mai auzit până acum, Tatăl și Fiul fiind partenerii de dans, iar Duhul Sfânt este cel care face muzica, este muzica Duhul Sfânt. Iar noi în viața noastră, dacă dansăm după muzica Duhului Sfânt, în viața de familie, putem să fim sfinți, putem să fim fericiți. A mai fost o idee, aceea pornită de la Sfântul Paul, care spune că biserica este trupul mistic al lui Hristos, iar în acest trup mistic, familia înseamnă plămânii și rinichii, odată pentru că sunt doi și plămânii și rinichii sunt doi, și a doua oară pentru că plămânii oxigenează corpul, iar rinichii îl curăță. Ori familia asta poate să facă în biserică, să oxigeneze și să curețe, iar noi ca părinți putem să oferim copiilor noștri o trăire autentică prin trăirea sacramentelor, a credinței, prin exemplul personal. Iar la final a fost o discuție interesantă, exact ce s-a spus și la grupul verde, cred, anume că, virgulă, copiii, după ce pleacă de acasă, ce se alege de ei, ce se alege de valorile pe care ei le-au primit, pentru că mulți pleacă departe și nu-și mai aduc aminte să meargă la biserică, să participe la sacramente. Și a fost așa o mică discuție, dar mi-a plăcut foarte mult la final, o doamnă a conchis și a spus că sămânța lui Dumnezeu niciodată nu rămâne fără rod. Chiar dacă, poate aparent, nu sunt niște rătăciri sau... Da, niște rătăciri aparent, într-un final, sămânța aceea va da rod. Deci, noi în familie continuăm să muncim așa cum putem noi și sperăm că sămânța va da rod. Poate noi nu o să putem să vedem acel rod, dar cu siguranță că el va fi. Mulțumesc! Aceste cuvinte simplificate și mai mult, nu există iubire risipită. Nu există iubire risipită. Mai degrabă sau mai târziu, ea va da rod. Mulțumesc tuturor care v-ați implicat în aceste ateliere, coordonatorilor, dar și dumneavoastră care ați participat. Mulțumesc pentru gândurile pe care ni le-ați împărtășit, le-ați transmis mai departe și pentru că ați fost prezenți aici, astăzi. Duceți, vă rog, acest mesaj familiilor din comunitățile de unde proveniți și abia aștept să luăm dieceza la rând și încet, încet să facem această întâlnire în toate parohiile. Deci, asta e a noua, sunt 158 de parohii, 149, mai un pic și le terminăm. Doamna Agneza vrea să ne împărtășească un poem de-al dânsei, profund, frumos, și după el și încheiem, am zis să încheiem așa, apoteotic. Aveți cuvânt. Am constatat acum că nu am foaia cu mine. Cred că Dumnezeu mă va ajuta să nu fi uitat ceva. La început a fost cuvântul și acest cuvânt era Iisus. Un glas învăluia pământul venind dintr-un etern preasfântul și avea atâta dor de spus. La început a fost iubirea, creând atomul lângă atom,
mai mult decât nemărginirea, simbolizase fericirea, creând femeia pentru om. Era atâta bucurie și atâta floare pe orice ram, când cu un sfânt epitalam, Hristos în ceas de bucurie ducea pe Eva spre Adam. Sărbătoreau duiasa nuntă și munții înalți cu fruntea căruntă și cei doi mari luminători. Cântau cu harfe și dairele, mulțim de dincolo de stele, iar împrejur ca sentinele vegheau pantere și condori. În dulce rai într-o poiană, două făpturi fără prihană, doi regi purtând în duh coroană, erau făcuți de Creator. El, întrupat din lut și dor, ea făurită dintr-o rană, doi crini ai primei dimineți, lumină în clipe de nămeți, și prima nuntă în lume iată, era frumos înconjurată de atâta slavă și minune, că Dumnezeu strigă deodată: da, toate sunt foarte bune, măcar când zarea fumegândă, un șarpe era pus pe pândă. Era în ziua cifrei 7 și îndată după bucurie se auziră în preajmă 7. A fost păcat, a fost urgie, și Abel sângerând pe glie, de-atunci trecut au mii de ani. S-au dus și mirii, și grădina, și an de an ca doi titani, cu două aprige hangere, pe cele două emisfere. Se luptă dragostea curată cu pofta ce-nferbântă tina. Omule, privește dacă știi să vezi, ascultă dacă știi să asculți. Puțin Adam, dar Cain mulți, nu goi de tot pe din afară, dar goi în suflet și desculți. Îmbrățișați în frenezie pe străzi, în văzul tuturora ca în Sodoma și Gomora, vă întreb, dacă în acest potop de înfiorare revărsată mai poate fi un singur strop de dragoste adevărată? Nu! Nu-i decât zădărnicie. E o minciună care îmbată, spunând că nu-i nimic mai dulce, mai plin de farmec, de beție, ca fericirea cea furată. Și din aprinsă îmbrățișare, ce scrum urât rămâne îndată, numai venin, numai durere, noian de floare scuturată peste ucisele himere. Părinți loviți ca de dușmani, copii uciși, copii orfani, un bun exemplu după toate, când cei puțin de ani sunt îmbrânciți spre voluptate prin setea de necunoscut din brațele lui Belzebul. Dar sunt și căsnicii în lume, pun mult sub lege fericirea, încep cu cântece, cu glume, cu jocuri, cu pare spume, dar în curând se arată firea. Și când pe bănci de tribunal cei doi invocă despărțirea, să-ți pui problema, e normal. Ce-a fost la început? Iubirea? Dar o nuntă în duh și rugăciune e o floare în veșnică grădină. Când cei veniți să se cunune, nu sunt numai făpturi de tină, ci sunt lumină din lumină, chemați ca rege și regină, ca preoți sacri a lui Crist. Și atunci Lor fără preget Iisus Hristos le pune în deget inel cu piatră de ametist, și apoi și în zilele cu soare și în ceasurile de încercare, căminul acesta are pace și sfântă binecuvântare. Căminul acesta pus pe stâncă
va birui mereu furtuna, căci e un gosen unde încă e soare chiar în noaptea adâncă. E o mărturie și o izbândă, e un paradis spre care vine zadarnic șarpele la pândă, căci pentru noi, ca păzitori, nu stau pantere, nici condori, nu stau nici legi, nici tribunale, ci stă cu sabie și zale cuvântul sfânt întotdeauna. Și acolo, acolo când vom fi acasă, vom fi tot mire și mireasă. Acolo sus în veșnicie nu vom fi soți și nici soții și nici bătrâni și nici copii, ci vom cânta întotdeauna în ziua fără de apus. La început a fost Iisus și în Iisus este iubire și numai cei născuți de sus rămân mireasă lângă mire. Vă mulțumesc pentru răbdare! Nu în zadar a spus doamna că a făcut facultate de teatru, nu? 3 ani. Dacă făcea și mai mulți. Mulțumim mult pentru tot și pentru cele împărtășite înainte, dar și pentru modul de a recita această poezie, care e compoziție proprie. Eu mă bucur așa că, mergând prin parohii, descoperim în comunitățile noastre atâtea valori. Avem atâtea grupuri din acestea folclorice, atâția cântăreți de muzică populară, ușoară, poeți. Doamna Gabriela Mărtiș, că e acolo în spate, poetă. Domnul Bulai, actor, poate nu știți că a jucat în filme. Dacă vă uitați la Bloc sau în filmul acela cu ceferistul care a oprit trenul de americani, dă acolo la un bar, ceva de avea o barbă așa și păr mare. Avem oameni valoroși, așa cum sunteți și dumneavoastră, valoroși, familii frumoase care v-ați dat, iată, din timp și ați ajuns astăzi aici. Tuturor mulțumesc, spunem o rugăciune finală și mergem la casele câinare, cum spunea un parou de-al meu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfântă Familie de la Nazaret, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. La revedere, ne vedem la anul la Gherești și până la anul când vreți dumneavoastră la Centrul Gaudi Metz Pes la Traian. Avem o cafea bună!